dragilor la un stream și ești Raul, dai duminică, ce pula mea și unu, ce pula mea. Well, e bine, n-am nimic mai bun de făcut, că-i duminică, că, you know, și am zis că ne duelăm, adică ne duelăm. Pe foarte scurt, again, n-am avut nimic mai bun de făcut. Știu că a apărut Yu-Gi-Oh ăsta Master Duel, că nu. Și am zis că dacă tot n-am nimic mai bun de făcut, vă dau un invite, vă uitați cum ne jucăm. Ne jucăm împreună dacă aveți Steam sau nu, numai apare merge și pe mobil și pe PlayStation și pe Xbox și pe Switch și pe toate. So, dacă puteți să mă căutați, I guess, ca domnul, well, nu, e Shonen Ro, e profilul meu, după cum vedeți aici, și for some reason is un iepure, n-am idee de ce sunt iepure, but dacă puteți să mă căutați pe joc la Shonen Ro, do it. Dați acolo friend request or whatever, că nici nu știu cum, ba, aici poți la friend, poți să îmi dai aici să mă cauți, eu pot să te caut, poți să dai și bloc, aici poți să dai ăsta după ID, după titlu, poți să scrii aici numele și obviously mă găsești, Shonen Ro, așa îi. Inițial m-a pus de vagabond, for whatever reason, but, you know, am zis că să nu fiu un dubios, să îmi pun numele meu, să mi-am pus Ronero, așa, frumos, ca să fie mai ușor să mă găsiți. Dacă sunteți pe server de Discord, știți că avem și un grup de Steam, dar nu știu dacă îl știe tare multă lume de el, că cred că suntem 10 în total pe grupul ăla de Steam și eu și așa Steam-ul nu l-am mai deschis de multă vreme până azi, so, you know, but am zis că dacă vreți să jucăm, eu n-am mai jucat Yu-Gi-Oh de multă vreme, pe vremea mea când eram eu bătrân, Yu-Gi-Oh era cu 4000 de puncte inițial, cu summon direct, câți monștri ai în mână, cum era un haos total. După aia a fost toată faza cu 8000 de puncte, cu sacrificii, cu whatever, și acum știu că s-a băgat Pendulum și tot felul de prostii. Ultima oară când am fost kind of up-to-date legat de asta, a fost bineînțeles în 2018, dar am zis că nu atunci Yu-Gi-Oh! Nu avea o aplicație ca lumea unde să o joci, sau n-am jucat-o. Bineînțeles chat-ul e acolo în consola. So, you know, dacă sunteți live în chat, să ziceți hello and whatever, pentru că posibil să fie asta și pe YouTube. I mean, eu am făcut thumbnail pentru el pentru că știam care mema aia cu oh, look at the time, it's time to duel. So, you know, până vă decideți voi să-mi dați friend request și de-astea, cum ziceam, Shonen Ro, cu S mare, cu R mare, hai să dăm niște solo misiuni. Pentru că am făcut tutorialul, că trebuie, of course că trebuie, mi-am ales un deck, că trebuie, și hai să îi dăm. Again, n-am mai jucat de tare multă vreme și honestly primul ăsta a fost foarte ușor, so, you know, a fost tutorialul, of course că îi, da, ușor, so, na, but yeah. Asta facem noi astăzi. Înțeles că o furat asta de la Hearthstone, că of course it's dead. What are... I know tribute summons. Ce cu tine, man? What the fuck? Uite, mă vedeți aici, iepure. Uhu! Oh my god, what the fuck? Control Zupon. Ok, but noi mergem cu ăsta. Sunset. Da. Green. Turn. Nu ești stres, vagabond, nu te stresa. Mai ales că trebuie să mergi aparent până tutorial și trebuie și să, cum îi zice, să mai dau la des după aia. A bunch of it. Boom! Wait, why? L-o sacrificat pe... Na, nașpa. Aia ziceam că it's gonna last a bit, e un pic de durere, honestly. Yeah, just... I'm losing. No, ok, well, hai să... activăm... Așa, ni. Bun. Și gata. That's it. Cât să vă. Efectiv, nu cât să vă. Bun. If discard battles a non-normal monster, discard gains ăsta. Și dar care e non-normal? Alea sunt ambele normal, sadly, so... Apoi... nici nu... I can special summon. Ioi, dar nu se merită. Să sugă la o ceapă. Anyway, not the point. Battle. The point e să-i dăm la asta damage. Că ăsta o să-l atace pe ăsta și dacă n-are unul mai tare o să vină just, you know, o să aibă unul în plus acolo degeaba. Aia e gândirea mea de matematică tare bună. Nu că are un sens, că și așa probabil o să pierd, but, you know, whatever. Na, bun. Dar degeaba. Bun. Și tu change position și ai... Ca și cum poți să-l bat pe ăla de 2400. Așa. Adică să mai pierd puncte. LOL. Cât de nubâi. Bro, și ăsta e primul duel în pula mea. E primul duel, mă, și pierd. Efectiv fucking pierd. Că n-am... Bom. E, da, that's it. Of course că s-a sacrificat, o mai adus unul cu 2000 și... Piguf. Și ce vrei să fac cu ăsta? Na, numai bine am început. 100% nu ajung așa niciun fucking maestru în 2 ore, într-o oră, cât o să ne jucăm. Și ăsta a fost numai primul duel. So, you know. Started strong. Super. Excepțional. Amazing. Fucking amazing. Hai să ne uităm la deck. Am ceva pentru deck-ul ăsta. Apoi de-aia, mă, că ăsta m-a pus cu... Na, stai așa. Că ăsta m-a pus cu deck-ul ăla cu care am început eu, na. Play. Voi, mă lași să-mi aleg deck-ul, ia. Yeah. 5 decks. Select deck. Nu știam eu de ce așa labă. Ideea era labă, pentru că eram cu ăla nașpa. Că ți se dă un deck de starter, dar după aia te mai lasă să alegi unul, știi? Dar ăla de starter e foarte, foarte slab, după cum ați văzut, că era. You can send one level 2 or lower from your hand to your graveyard and special summon this card. Ooh, nice. All the other cyber control gain 3 to attack defense once per turn. You can tribute one cyber monster then. Uuu, ce tare e asta. Asta e foarte pizdos. Nice. Once per turn you can discard one monster. Oh my god, nice. Bă, dacă îl chemăm pe ăla o să fie nașpa, so. Mai ales dacă atacă el și are ceva mai puternic, nu are rost sau... Dacă 1000, what the fuck? Dacă 1000 e 1000... Boom! Sugi o ceapă. Bun. Ăsta are 1900 din cauza la chestia aia, right? Target one link monster you control or in your graveyard, return it. If you do, draw cards. Nu pot. Deci asta nici măcar nu pot să-l activez. But I can set it just to fuck with them, right? Și tu you can or lower. Ok, just lower. Once per turn. Așa. Discard ăsta și așa, bun. Nu, tu oare nu poți să îți Ce special summon? Tare, 1200, de ce să fac 1200 sau cu 1000? Like what the fuck am I to do with you, right? Nu mă interesează. Dar ăsta n-are... Wait, why can't I... Așa. Păi da, dar dacă nu mă lași să sacrific. Ah, when it declares an attack. I can sacrifice that one. Boom! Așa. Bun. Trebuia să-l întorc. Ah, e, na. Data viitoare. Enter. Nu m-am gândit, că nu, efectiv nu m-am gândit că pot. Whatever. Damn! Trebuie să ne scăpăm de căcatul ăla de carte de acolo. De 1500, 1700 ăsta, care e la egalitate cu ăla. Bun. So, now, trage. Once per turn your monster is targeted, you can negate the attack from that attack and then special summon. Ooh, nice. Ăla o să fie bun mai târziu. Nope, just battle. Bun, așa e frumos. Bun. And când am... Hai că nu-i rău. De data asta nu ne luăm așa asta. All link monsters you control gain 3 așa, per turn you can target one monster in your graveyard așa. Ok, bun. Okay. Field spell. Fuck you. Bun. For sure, whatever. Bun. Acum. Whatever. Nice. Battle. Let's do battle. Na, ce m-a futut? Damn, boy, am crezut că o să fie destul, but nope. Wasn't enough. Bun, dacă n-ai înțeles nici tu nimic, e bine, e super. So, draw phase, ăla iară e ceva tare, so fuck him. If only your opponent control the monster, așa, ce pot să fac cu el? Special summon discard, bă, n-are, so, whatever. I mean, you can set this, I guess. Bone. Putem să-l băgăm pe ăla acolo. Flash. I mean, hai să ne... stai liniștită că mai jucăm. Nu ai de pula mea. Știam că o să fie tare, nu mă așteptam să fie atât de tare ăla. Deci nu-i stres, nu te stresa asta, vagabond, că noi mai jucăm, de-abia am început. Na bun, hai să vedem ce carte ne mai dă aici. Oh, fuck yeah! Bun, Hai să-l punem și pe ăsta jos, set, și pe ăla îl chemăm data viitoare. You know, just... Hai să ne luăm și noi niște monstruleți. Ui, cum e asta cu... Bun. Once per turn attack, you can negate attack, then special summon. Ok, nu acum. Ok? So. You can send one special summon this card from your hand, or you can use buy topper once per turn. Ok, just let's end aici. Că unless cheamă ăsta un monstru de două. Boom! Sugi o ceapă. Summon, yes. 1. Boom! Now, let's do battle. Bun. Altfel se joacă, mă, cu deck-ul ăsta, mă. Altfel e treaba. Așa e frumos, nu? Bun. Și let's end the turn. Așa nu mai am nimic de făcut momentan. Dacă totul merge bine, tura viitoare l-am pleznit pe fraier. L-am terminat cu totul. Nici că contează tare mult. Stai, tu ce efect ai? Ah, right, but no. Summon these. Bun. Ne mai băgăm înapoi niște cărți în deck, cause, you know, we can. Let's do battle. Și dacă ăsta... era slăbuț. E, oricum avem destulă putere cât să-i dăm la buci. Bun. Bun. Le-am dat clăbuci. Yay me! Deci, again, dacă vreți să ne duelăm, Shonen Ro, să-mi dați acolo ad. Raigeki. Nice. Și o să ne duelăm, că eu. Voi până atunci puteți să vă uitați la ce am eu în deck. No. You can ride. Bone, save. That's basically it. Bun, let's move on. Să mai dăm un pic de bătaie. Să sperăm că mai dăm un pic de bătaie. Ziei bătaie la prima tură a fost fucking jalnic din punctul meu de vedere. Yes. Gimme. Let's dau un pic mai tare la muzică. Să mă auziți un pic mai bine și voi muzica. Că for some reason are muzică foarte bună în jocul ăsta. So, you know. I know, dar nu trebuie să-mi zici. I know cum e battle, I know, thank you. Pula-i doamne ce de asta mi-e dat aici. I have no idea ce se întâmplă. De fiecare dată când face chestii genul I have no fucking clue what's up. Bedrock. Yes, yes. A target one face among gains. Nice. But no use. Field spell, sure. Ce asta? Link monster, tribute one monster, make your opponent tribute one monster. What? Really? What the fuck? Și if you link summon a link monster, you can target a monster in your graveyard. Fine, whatever. Și l-avem pe ăsta, a subspecies. Ok, well, whatever. Ce pot? Can I already fucking special summon? One normal monster, one per turn, you can special summon level or lower from your hand to yours. What? I can already do that. De ce aș alege numai ca să chem un monstru în plus acolo jos? Like, who cares? Honestly. Attribute one monster? Nu. Fuck you. Și nici n-ar rost să-i dau la ala nu știu ce, so hai să vedem ce are el acolo și, you know, 1900, ups, upsi, upsi pupsi, na, nașpa, poate trebuia să-i dau cartea aia, dar n-ai ce face, poate și cu dacă și cu ăsta nu mai ar. Și ăla au avut un trap card care l-a făcut să tragă o fucking carte, super. Ok, once per turn monster target you can negate this attack and then summon spell or bone, I know, not bone. And now let's do battle. Că ăla-i clar, mă trage într-un trap, whatever, who gives a shit, sau nu, că e weird. Yeah, I mean, who gives a shit. And let's end it. Clar că cu ăla nu e bătut, ăla e acolo numai for a pawn. LOL, avea 2000 ăla. Damn. Oh, fuck you. Face up attack position. Cât de based a fost asta. Oh my god. Bro, cât de based a fost asta, să moară Bibi. Bun, gen nici n-are asta, hai să-i dăm bătaie, că aia contează, right? Știam că ești la tare, de aia am dat cu la mare. Na, că și-mi pasă. Nu m-am ciudat pulii, îți dau 100 damage. Bun. Hai să terminăm. Not lean. Ce Yu-Gi-Oh ai downloadat tu? Aici, bun. I mean, nici nu are rost să fac tare multe chestii. Ah, wait, nu știu ce nu l-am activat, aia voiam, whatever. Bun, let's do battle. Oh, 1400, who cares? Boom, 100 damage. Bum, 1500 damage. Bum, 2800 damage. Let's go, baby. Încă 1800 și l-am terminat și pe ăsta. Ioi. LOL. Thank you. Deci, cartea asta e cea mai fucking OP chestie ever. Imaginează-ți ce, cât de pizdoasă-i cartea. Ai e capul meu. Nici nu mai, who cares, nici nu mai trebuie să fac ceva, just... Oh my god! Battle. I'm sure who gives a shit, I mean. Boom! Let's finish it! Who's a genius? Who's a genius? Boom! Oh my god, I'm so good! Că eu cred în puterea cărților! Bun, trebuie să o băgăm și aia. Yes, of course că trebuie să băgăm și... ăla acolo. Ce avem aici? Missions. Nu, de-aia am intrat aici, pentru 20 de ăsta. No, anyway. Stai, nu mai rămas aici. Ah. Deci la unlimited missions. Bun. Acum, hai să-i dăm la deck. Link generation, edit deck. Și adăugăm Monster Reborn-ul. Save. Bun. Deci hai să mai dăm. Ați trimis friend request, dragilor, sau încă vi să downloadează la unii? Trimiteți că o să accept, eu o să oricum vreau să intru mai zilnic, o să sta pe el. Da, am intrat eu la ranked? Nu aveam, aveam la solo. Bun. Nu știu de ce aș intra la fucking ranked, right? Că n-are fucking rost. Bun, 3 cărți, ce cărți sunt astea? When discarding you shuffle one card from your hand into the deck and draw one card and special summon it. That's a very nice card. Hai să vedem ce o să iasă. Bun. It's time to duel. Oh, el începe. Bun. Barpula. Ei, nu chiar. And one other spell or trap you control on the internet and destroy it. Yeah, sure. Lord, get fucked. Get fucked. Mai dăm special summon la asta, că are mai mult fucking sens decât data trecută. Right? Boom. Get boned, boner. Let's go. And then turn. Okay, bonus versus bots. Okay, that's weird, but whatever. Wait, what? Uuu, animație faină. Ce ai? De ce ai asta? That's kind of fucked, but whatever. De știam, nu alegeam aia, dar whatever. Bun, baftă la tutorial vagabond acolo și după aia ne vedem pe field. Na. Ouch. I mean, i-a mai scăzut la ala din tere, dar păi fix pula. Yeah, I know. Ce-ți facem? Ce să facem, dragilor? Salutare, salutare, bun venit, Bing. Bun venit la un match care 100% îl pierd, so... And that was it. Ala a fost match-ul ăsta, de practic m-am aruncat un pic prea rapid să folosesc unele chestii și da. Literalmente o tură în plus dacă așteptam, câștigam, but... You know, m-am cam grăbit. Aia, învățăm și mergem mai departe, n-ai ce facem. Contează că am primit acolo experiența aia de ăsta, că dacă nu primeam experiența aia... Na bun. Bine, nu... Bun, tot el începe. Domn. Începui arătare. Super. Hai, fuck you cu special summon-ul tău. Kill spell. Always nice. Bun. Mai dăm special summon la asta, ca data trecută. Băgăm pe la înapoi în asta. deck și acum hai să vedem ce are ăla acolo. You know. Yeah. Oh, ok. That's nice. Obviously că a avut ceva efect special, but whatever. Și ciudat că ăsta ar fi trebuit să mă lase să-l chem pe... Ai, pula mea, ce-ți fac? Da, again, Yu-Gi-Oh! Original mi s-a părut mișto. Eu am înțeles ce-o vrut să facă după aia cu seria care a venit imediat după Yu-Gi-Oh! Original. Dar nu a fost, pot să zic, pe ăsta, foarte onest, nu a fost pe gustul meu sau nu mi s-a părut, cum îi zice, nimic extraordinar, în sensul de, na, am mai văzut, cum îi zice, serii care să facă chestii și care să încearcă să o ducă într-o anumită direcție sau alta, dar just nu, din punctul meu de vedere, nu au reușit să facă mai nimica cu ele și just finalul care l-a avut prima serie aia a fost meh, că oh, s-a bătut cu Yugi and whatever și like, yeah, ok, și după aia restul just mi s-a părut că e o fucking reclamă pentru, honestly, pentru tot ce-a fost ăsta, seria asta, which is not fucking great, gen pentru tot ce-a fost cărțile mai mult decât să fie ceva interesant, știi? So, na, nu m-a încântat, să zic așa, încât să fiu, dai tu lai, it didn't, a fost meh, din punctul meu de vedere. Și după aia am mai încercat să mă uit la asta Sevens, care au apărut, și Sevens a fost și mai de terahatul. So, yeah. Ce să fac? Știu că mai urmează o serie acum nouă, dar păi nu pot să zic că mă încântă tare mult sau nu știu ce, toată seria aia Yu-Gi-Oh! Recentă. So, chiar nu-i pentru mine, nu trebuie să fie pentru mine neapărat, but ca cineva care are multă nostalgie, să zic așa, pentru ce-a fost, nu mă... Da. Nu știu, again, mie mi se pare și de... cam tot ce s-a întâmplat un pic, kind of fucking ridicol, că mă uit la Lectentare. Pe ăsta vreau să-l atac sau nu pot numai pe ăla? Ce numai pe ăla pot? What the fuck? That's kind of fucked. Anyway. Again, eu aș vrea să văd să fie ceva mai interesant ca poveste, ca asta. Nu m-a atras, toate au fost foarte simple și foarte whatever, știi? Duel Master, da, la fel, seria originală a fost bună, că a fost obviously bună, că altfel nu s-ar fi uitat atâta lume la ea. Dar în rest, iară, nu a făcut nimic, cu cât o continuat seria aia, cu cât o devenit mai ridicolă în sensul de, na, nu a făcut tare multe să, you know, fie foarte, foarte interesantă or whatever, just ne luptăm și that was kind of it, you know? Na, că de știam, îl atacam pe ăla, Rearătam pe mare. So yeah, it's just... E trist, pentru că... I get it, reclamele le faci pentru cine le cumpără și general le cumpără. Oh my god, what the fuck happened? În general le cumpără oamenii mai tineri sau copiii cer, cum îi zice, părinților să le cumpere and what not. But, na, pentru mine o serie bună trebuie să aibă și o poveste interesantă și faină și care să lege, pentru că te uiți la Osama Ranking care poți să zici că are un stil de asta foarte simplu, ce pentru copii, dar e o poveste foarte viscerală și foarte, you know, puternică din punctul ăsta de vedere. Da, nu, nu, bine am fix asta, ai stricat experiența, ești culmea. E stricat experiența streamului vorbind despre anime. Nu, no, what the fuck. Nu-i stres. Nu se merită momentan. Get what you want, but cartea e bună, so I won't. Yeah, sure. Okay, scăpăm de ăla de un stea și așa. Gen... Oh my god, nu. Am chemat altul. Da, gen, cred că e o chestie normală până la urmă evoluția asta, pentru că dacă te uiți la multe serii, cu cât practic aștepți mai mult, cu atât mai mult o să devină, cum îi zice, mai rele, adică cu cât continuă mai mult, cu atât devin mai rele majoritatea. Și în rest, din punctul meu de vedere, strar seriile astea care să-și mențină un nivel sau... care să devină mai bune cu timpul, știi? Na, e ok. Adică dacă e să fiu onest legat de Detective Conan, nu e o serie extraordinară, pentru că are 1038 de episoade. E o serie destul de ok numai ca și idee, aia e faza, e ok, nu e extraordinară în poveste și whatever, dar nu-i nici cea mai oribilă chestie, știi? Era culmea să-l distrug pe-a meu. Da, da, uite, I mean, acum depinde. Detective Conan, să zicem că s-o menținut, dar nu e un nivel foarte mare. Nota aia de nou e acolo numai pentru că efectiv e acolo, dar nu înseamnă absolut nimica, cel puțin din punctul meu de vedere. E just o notă ca să fie, dar eu nu ți-aș recomanda nici One Piece, nici Detective Conan, dar amite Pokémon. Pentru că, why would I? Nu serii atât de extraordinare, right? față de unele serii care sunt mult mai scurte și zic o poveste, dar zic o poveste, de te caci pe tine în 12, 24 sau 48 de episoade, știi? Nu are rost să, din punctul meu de vedere, să zic că, că neapărat îi trebuie să vezi Detective Conan sau Pokémon. Nu, alea serii ok, nu... Greu mi se pare să zici că oricare din seriile alea sunt mind-blowing. Că, na. Eu înțeleg chestia asta și eu mai joc jocurile Pokémon din nostalgie, dar ideea e că le joc din nostalgie că... Na, îs ușoare, nu... Știi, nu e ca și cum apuc de Apex Legends sau... Warzone sau EVE Online sau căcaturi de astea care sunt foarte fucking complicate, știi? Pentru că din punctul meu de vedere și asta poate să fie extraordinar de fucking complicată. Îți arăt ce text mi-a trimis un prieten cu ce să faci și cum să fac și whatever și te doare fucking mintea la câte detalii și chestii mi-au trimis asta pe ăsta pe WhatsApp. So, you know, ia, nu pot să-i dau cancel. Nu. Ok, that one idea. But nu mai contează că și așa am pierdut. Așa. Vagabond și Salatră is restricted words? What the fuck? Nu înțeleg, pentru că Vagabond, The Vagabond a fost primul meu username aici, so I don't get why. Also, ce pula mea, cât e tare căcatul ăla, mă? What the fuck? Dar ce username ți-ai dat până la urmă? Legendary Pack Ticket. What? Ce, pot să iau ceva? Oh, fucking super. Un fucking Booster Dragon și Graveyard Revival. Activate discard, targeting one or lower monster in your graveyard, special summon detail, and discard leaves the field, destroy that monster. What? Ah, e de la care... Ok. Deci... Oh, am înțeles. E o carte bună aia. But... You know, not great, not terrible. Da, încă te gândești? Na, până te mai gândești tu, eu mai dau aici edit la asta să adaug asta. Pentru că nu mă interesează restul, pentru că eu și așa am de alea. Am două. Eu mai am aici un deck, da, păi... Bun, Mama soacră. Ce, ți-ai pus și diacritice? Te-au lăsat cu diacritice? Nu cred. Hai să vedem, putem să-ți dăm ad. Mama soac. Na, mă. Ce faci? Mă lași să scriu. Yo, e numai pe numere. Oh, futuți. Na, stai așa, că de-aia între nou numere. Futu-i numerele măsii. Eu ce ID am? ID-ul meu e 242 499 595. Deci ID-ul meu e 242 499 595. Stai că îl scriu și aici în chat. 242 49 nu, lasă-mă să scriu ce pula mea. 499 595. Dacă puteți să dați copy-paste. Așa, uitați, l-am scris și bingo, l-am scris și eu. Acolo puteți să dați asta, dați friend requests. Dar până atunci hai să încercăm un alt solo în pula mea. Dacă ăla e de tăcatul. Tu ți-ai făcut tutorialul, ți-ai făcut tot. Hai să vedem Monarch, să dăm și o tură de asta până își rezolvă asta. Ce carte? Escalation of Monarch. Your opponent's main phase or your opponent's main, you can immediately out. Da, who cares? It's just whatever. Hai să vedem. Da, nu-i stres, cum ziceam vagabond, nu-i stres. Bun, mulțumesc Nodlin că ai pus-o și acolo pe serverul de Discord poza. I mean, who gives a fuck? Treci peste poveste. Thank you. Ei, am primit 3 cards for no reason. What the fuck? Alone, n-am chef de asta, hai să vedem ce mai avem aici. Mental Labs. Scenario. Yes, give me free cards. Ce face asta? Per turn you can send one element saber from your hand or... Bine. Okay. Dar ce ai tu? Stai. Minus 10, it's fine. Mi-ai dat follow. Oh, thank you. Thank you for the following. O să mă uit să-ți dau follow back, dacă e până acolo. Dăm click. Mie caracterele astea mi-aduc aminte de Fate. So, just saying. Just saying, este Fate. Bun. Aici ce primim oare la practice? Dark Points și iară cu Loner. Bine. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Friend. Friendo, do we have a friendo? Follower. We have follower. Uite aici, profile, mama soacră. Hai la să arată. Follow. Oi așa, dăm follow back. Să fie frumos, nu? Profile. Follow. Bun. Na, dar acum hai să vedem cum ne duelăm. Ok. Usable. Rookie. I don't know. Create a room. Room. Beginners, I guess. Room max. Oh, 6. Forbidden limit standard life points. Yeah. Ok, create room. Așa. Oh, ni, deci puteți să intrați. What? Puteți să intrați aici în room-ul ăsta. Dacă știți cum. Room name Shonen Ro. Nu știu cum să intră, că, you know. Eu să-mi aleg deck-ul, yeah, select deck. Bone. Dice. No, mă, dar cine-s membrii? Oh, stai așa, că au intrat alții aici, stai așa. Pot să-i... pot să vă dau invite friends. Bun, dar atunci stai așa să dăm afară câțiva. E ok, este loc, I guess. Na, hai mama sacră, hai Notlian. Intrați voi acolo, dar nu v-a apărut. Să intrați în cameră, mă, să intrați în cameră. V-am trimis. Iară ce face ăla? V-am trimis invitații, dragilor. Unde sunteți, mă? Tulu, invite. Sau ne duelăm sau mă duc iară să mă duelez de unul singur? Că trebuie să facem una din două. Dacă e până acolo. Intră la rooms. Gen duel. Ai văzut unde era duel. Și ai rooms acolo, nu primul, că primul e ranked, la al doilea. Sau trebuie să ai notificații pe ecranul principal, la notificații. Acolo trebuie să dai, că probabil acolo să apare invitația. Toți alegi, cred. Opa. Intra mama socră, nabu mama socră, până intră Nodlian, dă-i entry la prima masă. Ești ok? Nu poți să dai entry la prima asta. Ce? De ce oare? Ar trebui să... Nu poți să dai entry la niciuna din mesele astea 3. Așa, mă, vezi că ai putut. Begin duel. Na, după tine stă. Hai să vedem. Deja a intrat, ok. După cum vezi, mie mi-arată waiting for opponent. Sunt ură sau urmă. Așa. No, alege mama sacră. Ioi, 480 de secunde. Ioi, dar tu poți să ciolești tu, că tu te poți uita la mine. Ioi, te poți uita la mine în cărți. I mean, și așa, nu că ar conta prea mult, dar păi... Whatever. Ioi, tu ți-ai ales ăsta? Dragonii, hm? Bun. Na, hai să dăm do battle. Bun. De ce apare acolo de parcă tu n-ai Wi-Fi? Like, what the fuck? Ok. Să vedem ce facem sau că aici. Hai mi-l trimiți înapoi în mână, practic. Mecherie, ha? Și n-ai monstru de chemat. Ioino. Bun. Hai să-i dăm bătaie. Bum. Na. Am, că tu ai două cărți acolo ca traps. Posibil, probabil. Ok. Are you sure about that? De ce ai făcut asta? Ba da, no. You know. It is what it is. Dar nu vreau eu să dau fucking special summon, so let's go! Bun, bun, săraca, nu înțeleg niciodată cât acolo. Că la dacă îl punea într-adevăr, cum zice Bing, în defensivă, you know. Da, aia ar fi fost o idee, că și eu aia am crezut, că poate are ceva trap card care poate să-l activeze acolo, da, aparent nu. Eu n-am ce să fac, măi, vagabond. Ce să zic? Na, bun. Super. Mie nici nu mă chinui, honestly. Yeah, și eu am mai multe care nu le pot folosi. Woo, yeah, baby! E ok, o să vezi că încetul cu încetul o să te prinzi. No, unde-i? Yeah, leave table. Unde ești, Nodlian? Tu nu vrei să te joci, Nodlian? Sau tu te n-ai... A, vrei să-ți dau, ai zis, invite... A, nu invite-ul, room details, ID-ul. 778735. Ăla-i ID-ul de room, dacă vrei să intri. Ăla este ID-ul. Ca să intri. Cum îi zice? O să joc eu cu Nodlian după aia, cu Notli, cu Nianian, și după aia vreau să văd Vagabond versus Nodlin, cum să vă bateți voi. Vreau eu să mă uit la un match de-a vostru. Să fiu eu spectatorul for once, știi cum zic? Yay! Bun! Pune-te la o masă, la oricare vrei tu din cele trei, și hai să-i dăm bătaie. Bun. Entry și begin duel. Bun, bun, bun. That's what he said, I know, I know. Hai să vedem dacă tu te pricepi mai bine decât Vagabond. Going second. Hammer time. Na bun. Ce nu crezi? Că-ți merge jocul sau ce? Oh, văd că a intrat aici Vagabond să specteze. Oh, și tu te-ai dus cu dragonii. Am înțeles. Ok. Bun. Hai să vedem dacă tu te pricepi un pic mai bine decât... ea. Ai un trap card. Trebuie să-ți sacrifici monstru. Bun. Jaba. Degeaba, că n-am ce face, so end. Tu l-ai. Ăla n-ar trebui să fie de 4 stele, ar trebui să fie de 5, honestly. Da, ce, oare ce avem? Yeah, no, fuck it. Boom. Right back at you, Bakaru. Ui, așa ne jucăm noi. E așa groovy muzica. Na bun. Ce face aia? Card one card and target a monster and flip back. Thank you că mi-l dai practic înapoi în mână. Aia faci cu asta. Cum zice monstru? Back to square one. Well, that's not bad. În ce dreptul au fost special summons, so... Ok, nu-i stres. Na, nu trebuie să... Ai văzut și eu că știu gen așa, dar păi nu știu toate cărțile or whatever, so în teorie la același nivel ca voi, în afară de faptul că acest nou care-i faza cu traps, cu spells și kind of that's it, că na. În rest, ai văzut ce-a fost. Ce efect are? Ok. Weird, but... Aia e corect, dar anime-ul nu te ajută tare mult. Mai ales la originalul nu te ajută cu absolut nimica. Oh, nu. Da, aha, cum să nu? Că eu am unul din alea 8 puzzle-uri, nu? Sau whatever, cum se numeau, că era piramida, era staff-ul, era lanțul, ce pula mea mai era, mai era ceva. Hai, voi doi, Nodli și mama socră, băgați-vă la un match. Vreau să văd cum vă bateți. Vreau să vă vizionez cum vă bateți. Ce mai era? Era ochiul care l-avea Pegasus, nu? Era lanțul lui Polundul ăla. Era puzzle-ul lui Yugi. Erau căști. What the fuck? Era staff-ul, chestia aia cu ăsta. Și mai era ceva, știu că mai era ceva, nu mai țin minte ce, dar știu că mai erau niște chestii, erau bandană sau ceva, cred, efectiv nu mai țin minte. Și de data asta nu poți cioli, right? Ce interesant e, cu toate cărțile întoarse încolo, nu mai ai, poți să vezi cine ce face. Felicitări, vagabond, frumos, frumos. Oh my god, bravo. Bravo. Ai dat damage. Frumos, frumos. Tudum. Cât de dramatică muzica. Tudum, tum, tudum. Ar trebui să fac meciul mai interesant, nu? Să zic, cine pierde meciul ăsta și ia ban de pe serverul de Discord. Ăla ar fi high stakes, nu? Să facem un, cum îi zice, un turnamentul Yu-Gi-Oh! Așa pe ăsta. Și pierde și merge în, cum îi zice, în Shadow Realm. Îi dăm ban. Îi dăm ban de pe server. No, măi, Nodlinian, dacă îl pui în apărare, sat face down, atunci nu iei damage, nu trebuie să ataci neapărat. E cum zic, nu trebuie neapărat să ataci, poți să efectiv numai să-l pui în defense, pentru că vezi, are două numere acolo, cum are ăsta lui Vagabond, are la 1800 și are 0, 0 sunt punctele de apărare, poți să-l pui sideways și așa nu pierzi puncte. Eu nu trebuie neapărat să ataci. E cum zic? Tudum, tum, tudum. That's what she said. Or he said, or whatever. Tu 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 Oh my god, auziți muzica? Ce... cât de fucking banger e muzica, să mor eu. Mă, voi ați făcut tutorialul degeaba, mă? Ha? Na, acum am văzut de ce sunteți capabili. Mai aveți nevoie de antrenament ca să, cum îi zice, jucați cu mine. So, let's disband. Yes. E clar, mai aveți nevoie de un pic de antrenament. Lasă, mai facem stream-uri când ăsta și o să vă învăț. Dar, că nu e așa de ăsta, o să vă învăț, promit. N-am nimic în gift box-ă. Hai să vedem ce mai putem face noi aici la shop. Magic of Pendulum. Ce mai putem face noi aici? I mean, honestly, eu ce să și zic când ziceți chestii genul, ha? Cum să răspund eu la ce ați scris voi acolo, ha? Nu neapărat, pentru că, again, duminica asta a fost altfel. Duminica asta eu trebuia să fiu plecat de acasă, știi? De-aia am mutat livestream-ul de sâmbătă pe vineri și am refăcut-o programul pe ideea de... Eu ar trebui să plec de acasă în fiecare weekend, că na, am o draie de treabă cu nunta, cu whatever. So, you know, just... na. Mă așteptam să fiu plecat, știi? Nu mă așteptam să... fiu acasă weekendul ăsta, but, you know, COVID happens, pentru că trăim în zilele unde efectiv toată lumea are fucking COVID, so, you know, it is what it is, așa că Ce-s ăsta? Trebuie să stau acasă, n-am, efectiv n-am ce să fac altceva decât să... Asta, right? So, na. It is what it is. Practic. Efectiv, it is what it is, că n-am ce face. So, hai să vedem ce am... Ni, am cumpărat aici decuri noi cu Pendulum nu știu ce. Iar, n-am nici cea mai vagă idee cum se joacă ăsta cu Pendulum. But, no. Ni aici ce listă am dintr-o dată. Oh my god, what the fuck? Bă, hey, am... Damn, am... Wow! Am multe cărți dintr-o dată. Bă, hai să le testăm totuși, să vedem cum sunt astea. Dacă tot le-am luat. Da, e ok, înțeleg, nu-i cum îi zice, stres. It is what it is. Bun, hai să dăm noi aici un duel. Să alegem, nu edit, am vrut. Recontract of universe, or whatever. Să încercăm asta, nu-i ca și cum avem ceva de pierdut. Și ăsta o să-l pun, dacă e să-l pun pe YouTube, weekendul viitor, că... Acum n-are rost să mai pun nimic. Ce trebuie să pun weekendul ăsta pe YouTube e să alegeți ce vreți pentru, cum îi zice, ora de anime de miercuri. Once per turn you can declare a level 1 to 8, this card becomes the 11th turn, you can only, whatever that means. If you control, okay, that's kind of weird. Oh, pula mea de Zexal. Zexal, I have no idea cum se joacă. Vezi? Ce ți-am zis? Nici nu m-am uitat la fucking Zexal și just și... Deci ăsta efectiv m-a și bătut. Toată chestia asta, că I have no idea what any of this means. But hey, mi-a dat un Zexal deck. Why the fuck not? Yeah, but that did nothing. Just acum ăla e level 8 și atât. Like LOL, ce damage mi-a dat ăla. Uf. Ufu. God damn it. That's it. Și-am pierdut jocul ăsta. Ia, n-ai ce face. Trist. L-am pierdut grav. Not, adică mai este o tură, dar păi nu-mi imaginez că o să reușești ceva în tura aia. Honestly. Oh, wow. Super. And that's it, ha? Na, nașpa, ce pula mea să fac? Damn, boy. Mai dă 5400 fucking damage când eu mai aveam 700. Motherfucker. Nașpa. Nașpa. Bă, nu-i prima oară când pierdem împotriva la asta, hai să change decks la ceva poate mai ușor, cum e fucking Magic Pendulum. I doubt că e mai ușor, but you know what? Who the fuck cares? Honestly, who cares? Who cares? Oh my god. Ce pula mea cu Pendulum Summon-ul? Ce pula mea e P-Scale? What's a P-Scale? I have no idea what the fuck they want. Anyway. Sure. Whatever. Efectiv n-am idee ce fac. I have no idea what I'm doing. What is that thing? And now what? Okay. And now what? What was that? Pot să atac? Nu pot să atac cu ăștia. What the fuck was that? What was that? What is happening? Ce să fac, no? Mi-ați dat fucking P-Scale și pule mături. Zi, eu ce să fac când tot e P-Scale și Pendulum și pula mea? And now what? Am pierdut. I literally fucking lost. What the fuck e cu deck-ul ăsta? Oh, ce pula mea? Like, vedeți ce zic? Nici eu nu mai am idee. Care pula mea e faza cu Pendulum și cu Scale și cu căcaturi de genul. Like, what the fuck was that? O să mai încercăm o dată, pentru că poate ne prindem, but god fucking damn it. Magician of fucking Pendulum. Pățușcă păturică. Yeah, whatever. Bitch, I can't summon you all. Ok, eu am făcut ceva, nu știu ce. Ok. Ok, I guess. I have no idea what happened, but it happened. So ceva au fost. Like, you know? Am un monstru acolo unde trebuie să am. Ceea ce contează, guess. Nu știu ce am făcut aia, trebuia, na, aia e. Da, iar am belipula. M-am putut de unul singur să mor eu din nou. Ioi, mă! Wait, special summon? What the fuck? Nu! Na, măta. Na, aia e. LOL, ce tare. Na, bun. I have no idea what the fuck happened, but things happened, so that's nice. Again, n-am idee cum să joacă ăsta, just, eu fac ce-mi zice calculatorul numai. Na mă, cât gândești calculatorile, hă? Cât îi ia la asta să gândească, tu l-ai dat mie. Ai 3 cărți în mână. Obviously că poți să mi-l distrugi pe ăla de 1400. That depends. What's the hold up? What's the holo holo? Olo olo. Bolo bolo. Come on man, mișcă. Mișcă, mișcă. Aici voiam să fac o chestie de aia cu puia, mișcă, mișcă, mișcă-te, dar am zis că-i puia să o facem. Na, nică să gândești ce ăsta, mă. Tu l-ai dat mie. Greu-i, mă, la țară. Mai ales când stai la oraș. Not sure, whatever. Ni singurul care e în atac, I'm gonna attack that. Hmm? Boom. Ups. So. Nu-mi vie să cred că îl bat pe ăsta cu picatul de pendulum. Nice. Fusion, what? Nice. Wait, ăștia doi? What? Nu mă așteptam. That's weird, but whatever. Deci știam că face aia, nu... LOL, iară i-a scăzut 1800. Damn, boy. Fii atent ce bătaie și asta, fără să vreau îl bat. Pentru că efectiv nu știu ce se întâmplă. Fără să vreau să-l bat pe ăsta. Ok. Nici ăsta au zis kind of, ah, fuck it. Wait, nu, I mean, whatever. Bye bye. Boom. That was really hard. Warrior, Fine, hai că ăsta măcar ne dă niște bani frumoși. But, na, e cu loner deck sau whatever. Deci iară, n-am idee ce se întâmplă. What? Trebuie să sincro. Sincro summon. Vezi ce ziceam, Bing? Că au introdus chestiile astea, like... Like it makes any goddamn fucking sense, știi? Oh my god, nenea. Hai azi. Ah. Ok, înțeleg. Uite, da. Whichever, right? What monster? Că n-are monster, are numai 2000 viață. Like that, I guess. Da, ideea cu VR nu e o idee rea, are mult mai mult sens decât, cum îi zice, ce era în seria originală, știi? Ca luptele să fie în VR. Numai, na, povestea acolo nu mi-a plăcut tare mult. Was great. Oh my, yes, please give me more. Give me more money, money, money. Money, 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 money. XYZ summon. Vezi și asta? De ce era nevoie de XYZ? Care e diferența dintre XYZ și Synchro? Nu e nicio diferență. Just fucking stupid. E exact același lucru. Da, Andrei, să știi că știu să mă joc. Yes, dacă mă lași, I will. Într-adevăr, dar din punctul meu de vedere, știi cum e, că la fel de bine puteau să introducă chestiile astea fără să complice tare mult jocul, pentru că, you know, Ce pula mea de sens avea? E și ideea de Pendulum, e... what? Ai adăugat mult fluff for no good fucking reason. Pentru că nu e ca și cum jocul aducea lipsă de special summons sau de astea, right? So, da. Da, într-adevăr, Konami vinde o draie și o draie de cărți, but... Știi cum e? Eu mi-am luat un pachet de cărți Yu-Gi de nostalgie și ca să am și eu niște cărți Yu-Gi, nu ca să le colecționez, să fac nu știu ce cu ele, că până la urmă ce pula calului pot să și faci cu ele, că îți promoase unele din ele, te joci cu ele, da, păi aia, dacă nu e în serios să ajung la turnamente și la pule mături de genul, like, what the fuck you gonna do? Pendulum, vezi? Pendulum monsters, Pendulum summonings și effects și whatever. As many monsters you want from your hand as long as their level fall between the numbers. Pendulum scale, gen 1 la 8, adică de la 2 la 7, 2 la 7 stele. Și asta poți să faci numai once, but... ok, great. Oh my god, da, bine, aia erau cazuri speciale, că de multe ori mergeai la magazinele cu chinezării și luai de acolo, de alea cu 40 la 1000 putere și căcaturi de genul, știi ce? Ok, care? E-scale. Ăsta e de... Acela e de 8, ăsta e de 1, punem aici. Right? Acum pot să dau un Pendulum Summon. Yay! Și chestia asta cu Pendulum e fucking OP as fuck, din punctul meu de vedere, mai ales dacă e așa ușor să chem monștri de 2000-2500, știi? Eu la aia atât creșteam, dar eu eram prost, pentru că trebuia să știu că e de la 1 la 8, dar n-am știut. Păi nu. De-aia cred că am și pierdut primul match cu Pendulum ăsta. Mai este un practice, cred că înșela. Ești prost dacă cumperi pentru orice altceva decât ceea ce trebuie. Link summons. Na, și asta e fucking weird as fuck. Iară nu înțeleg de ce o băgat-o. What? Dar o să ne dăm seama care e faza și cu. O să ne dăm noi seama. Dată mi se pare extraordinar de fucking ciudat, sincer. Special summon și ăsta. Vezi ce zic, că e kind of fucky. Dacă ai chestii genul, like, de ce nu ai scos efectiv anumite reguli sau de ce nu ai pus efectele astea și așa la moștri direct, mai ales dacă ai fucking Pendulum și ai căcaturi de genul, nu? Pur și simplu poți să pui ideea asta de link summoning în aia cu fucking Pendulum, în aia cu jocul original și așa mai departe. Da, există aia în continuare. Deci, e, cum îi zice, kind of fucking stupid din punctul ăsta de vedere, că la fel de bine putea să, cum îi zice, să nu fie nevoie de toată prostia asta, no, just... Da, da, lasă-mă și I will attack. Yeah. Nu mă lași, I won't. Piu. Piu. Na bun, ne-am mai făcut 6 puncte. Nice. Bun. Și mai dăm un duel și după aia ne oprim, ok? Pentru că am făcut 2 ore, zic că that's fine pentru un început. Dacă revenim, nu știu, dar na. Eu o să mai joc, deci, you know, mai țineți un ochi pe Steam, I guess, că poate mai intru din, cel puțin, următoarea lună, 2 intru numai pentru asta. Dragon Pulse, Pendulum. Icha, right? Wait, what? Is... Rai numai măgar, lol. Bun. What? What the fuck? Câtă face tipul ăsta? A, și le-a pus înapoi în mână, ha? Madafaca! Na, hai. Ce faci, domnul? Pendulum zone, ok. No, I don't. So, Pendulum summon. Damn, boy, așa-i frumos. On battle. Let's go. Numai pe ăla poți să-l ataci, nu? Pe ăla, tu pe ăla. Și tu iară pe ăla. So close. It's so far. Eu nu m-am apucat de game, nu chiar și cum n-am mai jucat jocuri aici pe ăsta, că am mai jucat de ăla cu Colonel, mai am un joc care vreau neapărat să-l încerc, un dating sim, cumva, but, na, mai este până acolo. A target up to two spells or traps or is... Ah, who gives a shit. Oricum n-am altceva de făcut decât to battle, my friendo, just battle. Turn that one. Tu ești la cât mai rău. Yay, I was right. We won! Victory! Hai că încetul cu încetul mă prind, nu? Nu e chiar așa de ăsta prost design jocul încât să nu te prinzi. You know? No, no, not bad. Not bad, uite că imediat termin asta. Și am mai primit o carte. It's whatever, I don't care about it. But, you know, mie mi se pare Pendulumul ăla un pic de cheating ca idee. Dar, în rest, you know, nu-i... I kinda get it. I kinda get it. I'm a genius, dacă-i până acolo. Bine, ăla-i Power of Chaos-ul, just ăla originalul și... Da. Ăla-i altceva. nu-i aceeași chestie ca asta, știi? Nu cred că le pot compara. So, cu asta fiind zis, thank you dragilor că v-ați uitat alături de mine, că ați comentat, că ne-am jucat, că așa mai departe. O să mai facem chestii genul când o să mai avem timp, că bineînțeles, cum ziceam, weekendul ăsta a fost o anomalie pentru mine, cel puțin până în mai, când, you know, I'm gonna be busy every weekend. So, ne vedem data viitoare, când mâine la Shonen Ro Live, miercuri la Ora de Anime și vineri la Shonen Ro Live again, but you already knew that. Dacă sunteți acum live, o să pun acum poll-ul pe YouTube, unde o să puteți vota ce vreți să fie următoarea oră de anime. But, cu asta fiind zis, eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime și care, well, aparent să joacă Yu-Gi-Oh! Din nou. So, catch me on the flip-flop și ne vedem data viitoare mâine la ora 6. Pa, pa! Iar dacă te uiți pe YouTube, dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran, unui special și specific ales pentru tine, celălalt cel mai nou video sau podcast. Like, share, subscribe și apasă belul ăla de notificație. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!